Hei, te salut, sunt Sorin Drache și spun bun găsit pe canalul meu, aici unde găsim în fiecare săptămână clipuri despre lumea tehnologiei. Acum am pentru tine un clip despre noul iPhone 10R. Și am zis că da, trebuie să fac neapărat clipul ăsta înainte de toate pentru că vă sunt oarecum dator. Le mulțumesc celor de la iStyle care au trimis această unitate de review și înainte de toate vreau să vă rog să loviți butonul ăla de like și să apăsați cât puteți de tare pe cel de subscribe. Asta ca să vedem și alte clipuri de genul acesta și evident dați un follow pe Instagram, acolo unde postez aproape zilnic. Și evident n-am cum să nu îi fac o comparație cu iPhone 10S pe care l-am aici, pentru că îl folosesc în mod curent și mi-a fost foarte simplu să văd care sunt asemănările și diferențele între cele două modele. Bun, care-i faza cu telefonul ăsta ciudat de la Apple? E mai mic decât iPhone 10S Max și mai mare decât iPhone 10S. Are același aspect pe partea frontală și total diferit pe partea din spate. Are același chip A12 Bionic ca frații săi mai costisitori. Însă doar un senzor de cameră principal în loc de două cât au iPhone 10S și 10S Max. Deci care-i faza? Hai să parcurgem câteva capitole esențiale și să vedem dacă merită și cum stă comparativ cu celelalte iPhone-uri de anul ăsta. Designul este un mare punct forte pentru 10R. Vine în 6 culori frumoase ca roșu, galben, alb, albastru, coral și negru. Finisaje de cea mai bună calitate, sticlă și aluminiu anodizat în culoarea sticlei. Frumos din calea afară. Eu l-am într-un albastru electrizant de toată frumusețea care atrage atenția. Același display cu notch și aici, ca la 10S, însă cu niște borduri mult mai pronunțate. Mult mai pronunțate, care, într-o oarecare măsură, pot deranja. Acum pe bune, dacă pui telefoanele unul lângă altul, e cât se poate de evident. Și îți vine să spui că doar pentru asta n-ai luat telefonul. Dar altfel, e un aspect care ține pur și simplu de gust. Deci, la design, cred că 10R are un mare avantaj. Bateria e un aspect foarte important. 10R are cea mai bună autonomie, punct. Aici lucrurile sunt clare, o zi și ceva cu ușurință și se încarcă rapid cu un încărcător dedicat și știe și încărcare wireless. Însă atenție, se încarcă rapid, dar nu cu încărcătorul care vine în pachet. Camera, aici e un pic mai complicat. 10R are o singură cameră principală în loc de două, deci nu avem zoom optic. Doar digital și diferențele se văd. Însă în rest, camera este aceeași cu cea de pe 10S. Avem inclusiv modul portret care scoate doar din soft rezultate similare cu cele de pe camerele cu doi senzori. Și avem chiar și modul de control bokeh, una dintre cele mai bune camere din industrie la acest moment. De filmat, filmează 4K la 60 de frame-uri pe secundă și au aceleași funcții de timelapse, slow motion, același mod HDR automat, care scoate niște rezultate impresionante și stabilizare optică de invidiat. Diferențele mari sunt în primul rând la display, unde, deși avem o dimensiune, aș zice, perfectă între 10S și 10S Max, avem LCD în loc de OLED și se renunță la 3D Touch cu care, dacă ești obișnuit, va fi cam nasol. Apoi avem 3 GB de RAM în loc de 4 GB de RAM ca pe celelalte modele și avem o protecție la apă și praf inferioară. La capacități, iPhone 10R e singurul model de anul ăsta care poate fi cumpărat la 128 GB memorie internă, care mi se pare ideal. În schimb, 10S poate fi cumpărat de la 64 de GB până la 256 sau chiar mai mult, care deja e puțin overkill. Și prețul poate fi considerat o mare diferență. iPhone 10S de 64 de GB poate fi cumpărat de la iStyle la 5500 de lei preț de pornire, iPhone 10S Max de la 6000 de lei preț de pornire, în timp ce iPhone 10R are prețul de pornire de 4000 de lei. De acord, nu e ieftin, nici n-am spus asta. Departe de ideea de telefon de buget, cum era odată iPhone 5C, despre care se spunea că va deveni un super hit și cei de la Apple s-au înșelat amarnic. Noul iPhone 10R este într-adevăr cel mai bine vândut iPhone de anul acesta, însă departe de volumele la care se așteptau cei de la Apple. Poate de sărbători se mai reglează situația. E un telefon
premium cu specificații aproape de cele ale flagship-ului de anul ăsta și dacă nu te deranjează rezoluția mai slabă a ecranului, camera cu un singur senzor, mai puțină memorie și cele enumerate mai devreme, poate fi cea mai smart alegere din portofoliul iPhone. Bine, îți mai aduc aminte încă o dată de bordurile de jur împrejur, așa ca de final. Ei bine, sper că ți-a plăcut, nu uita să lași un comentariu mai jos să-mi spui și tu părerea ta despre noul iPhone 10R. Merită banii? Ți-ai cumpărat 10R în loc de 10S sau alt model de telefon? Aștept părerile tale mai jos în comentarii și îți mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Nu uita să lași un like și un share ca să vadă și alții despre ce am discutat noi astăzi. Și evident, subscribe și neapărat follow pe Instagram, acolo unde ne vedem în fiecare zi. Eu sunt Sorin, îți mulțumesc pentru toate și ne vedem în următorul clip. Până atunci, toate bune, te salut, pa, pa!